Nu numai că acest guvern nu a reușit să performeze în ceea ce privește măsurile anticriză, observăm și producerea unei crize la nivel politic, criză care vine să înrăutățească starea economică și să influențeze mult din capacitatea guvernului Băsescu, Boc, Joană de a lua măsurile necesare. Traian Băsescu, Mircea Joană și Emil Boc observăm că sunt în momentul de față protagoniștii unui spectacol grotesc, spectacol care nu face altceva decât să slăbească încrederea cetățeanului din România în forțele politice aflate în momentul de față la guvernare. Incapacitatea coaliției PSD-PDL de a guverna România ne demonstrează că acest președinte și aceste două partide aflate la putere nu fac altceva decât să prelungească în mod iresponsabil și cu consecințe deosebit de grave pentru România această criză economică și această criză politică. Este vorba de un guvern al rușinii care ar trebui să își dea demisia cât mai urgent. Este vorba de un guvern în care PDL dă vina pe PSD, PSD dă vina pe PDL, Boc pe Joană, Joană pe Boc, iar Traian Băsescu dă vina pe toată lumea, iar nimeni și nimic nu face absolut nimic în mod foarte clar.